Așa cum se preconiza, formația nemțeană va veni la sfârșitul acestei săptămâni pe Aren pentru un joc de verificare cu galben-albaștri. Deși inițial oficialii suceveni au declarat că amicalul va avea loc sâmbătă, cele două formații se vor întâlni vineri de la ora 16. Antrenorul Cetății, Ovidiu Murariu, este de părere că pauza competițională este binevenită pentru echipa sa. Avem și noi o strategie în modul de pregătire a echipei și cred că pauza aceasta ne va avantaja. Sper ca să se transpună în meciuri bune și rezultatele pozitive. Deci cam din punctul nostru de vedere suntem cumva avantajați că putem pregăti mult mai bine aceste etape care au rămas până la sfârșitul campionatului. Cetatea Târgu Neamț se află în aceeași situație ca și trupa lui Ovidiu Murariu. În această etapă, divizionarea a treia ar fi trebuit să joace pe teren propriu cu FC Bârlad, echipă care s-a retras însă din campionat.